Sănătate și bine revenit printre marturii Cripto la ediția de seara știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. FTX oprește temporar retragerile. Soldul de Bitcoin devine negativ pe exchange-ul FTX. 1,5 milioane de brazilieni dețină Bitcoin și cripto, spune Serviciul Federal de Venituri. Gigantul bancar japonez Nomura va lansa o platformă instituțională de tranzacționare cripto. Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Japonia a creat un consorțiu Web3. Investitorii în in XRP sunt din ce în ce mai încrezători în victoria companiei Ripple asupra instituției SEC. XRP vede a treia săptămână consecutivă de capital instituțional pe măsură ce cazul SEC împotriva companiei Ripple slăbește. R Ripple a anunțat o nou parteneriat cu propriul Home, o piață imobiliară activată de blockchain pentru a crea o modalitate renoită de a cumpăra, vinde și închiria proprietăți, revoluționând în piața imobiliară. Cam atât în ediția din seara asta, nu uitați rău că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest toate cele bune și spor la colita cât mai multe criptomonede.